Skurzi. Inhalat. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Discuții în halat. Observați că zâmbesc, da, pentru că mă uit peste un program de sală al unui spectacol văzut la Teatrul Național din Iași și mi-aduc aminte cu plăcere și chiar cu o bucurie așa nestăvilită, aș putea spune, pentru că este vorba de o comedie, Iarna dragostei noastre, de Nadejda Ptușkina, un spectacol care se joacă la sala Studio Teofil Vâlcu a Teatrului Național din Iași. Un spectacol intim, un spectacol mic, dar mare în același timp, prin distribuție, prin text, prin regie, prin toate aceste elemente care îl compun. Iarna dragostei noastre, o comedie de Nadejda Ptușkina, o comedie romantică, pentru toate vârstele, pentru toată familia, cu o distribuție excepțională. 4 actori, dar 4 actori extrem, extrem de buni și unii chiar cunoscuți dincolo de hotarele Iașului. O să încep prin a aminti cuplul din spectacol, format din Doina Deleanu și Adi Carauleanu, doi actori de bază ai teatrului din Iași, care formează un cuplu nu doar pe scenă, ci și în viață. Cei doi interpretează personajele Tania și Igor, doi oameni trecuți de prima tinerețe, dar care, printr-un accident al întâmplării, se întâlnesc și între ei se înfiripă o frumoasă poveste de dragoste, o frumoasă și neașteptată poveste de dragoste. Apoi, în rolul unei presupuse nepoate, apare Irina Răduțu Codreanu. O tânără extrem de vioaie, cu o personalitate explozivă, debordantă. Ea este personajul comic, este personajul care aduce energie spectacolului și care ridică scena de fiecare dată când se află acolo. Dar la piesă de rezistență a spectacolului este, bineînțeles, interpreta Sofie Ivanovna și anume doamna Mihaela Arsenescu-Werner. Una dintre cele mai bune și una dintre cele mai cunoscute actrițe românce din momentul de față. O actriță complexă, completă, aș putea spune pe alocuri chiar și complicată. O actriță care încă din tinerețe, încă de pe vremea când juca la Teatru din Craiova și apoi când s-a transferat la Iași, a demonstrat că este unul dintre cei mai interesanți artiști ai scenei românești. Mihaela Arsenescu-Werner a fost, este și va rămâne, să nu spun chiar diva, pentru că deja acest termen a prins o conotație vulgară, dar este steaua Teatrului Național din Iași. De fiecare dată când dumneai se află în distribuția unui spectacol, casa este închisă. Se joacă cu casa închisă, cum se spune în lumea noastră a teatrului. De ce? Pentru că publicul o cunoaște, o iubește, a admirat-o în nenumărate roluri și eu, de altfel, am făcut cunoștință cu dumneai, din punct de vedere artistic, la București, nu la Iași, în două dintre edițiile Festivalului Național de Teatru. Prima dată, acum 2 ani, când Teatrul Național din Iași a fost prezent la București cu spectacolul Acasă în miezul verii, în regia lui Claudiu Goga, o extraordinar de reușită comedie neagră, preluată după filmul în care a jucat Meryl Streep și în care doamna Mihaela Arsenescu-Werner joacă rolul principal și face un rol de zile mari. Este plină de dramatism, de face un rol extrem de complex, frumos și care îți rămâne imprimat pe suflet și în gând.
Apoi, a doua întâlnire a mea cu doamna Mihaela Arsenescu-Werner a fost în extraordinarul spectacol Vizita bătrânei doamne, tot în regia lui Claudiu Goga, care a venit anul trecut în Festivalul Național de Teatru la București. Și, iertați-mă, tot acum 2 ani, nu anul trecut, și în care, evident, doamna Mihaela Arsenescu-Werner joacă rolul Clarei Zacanasian. Însă este o altfel de Clara Zacanasian, nu cea cu care ne-am obișnuit. Este un spectacol cu totul diferit față de cel de la Teatrul Național din București, cel cu Maia Morgenstern. Este Vizita bătrânei doamne de la Iași. Este un spectacol care pune accent pe actor și în special pe personajul Clarei Zacanasian, care cu toate că nu apare atât de mult fizic în scenă, este copleșitor, pentru că și personalitatea doamnei Mihaela Arsenescu-Werner este copleșitoare prin prezența scenică, prin modul de a rosti, pentru că se vede că are o școală de actorie solidă, veche, dar nu veche în sensul peiorativ al cuvântului, ci veche în sensul că subliniază prin jocul ei seriozitatea și profesionalismul atât de necesar în acest domeniu. Mă întorc imediat la spectacolul Iarna Dragostei Noastre, în care, iată, o văd pe doamna Mihaela Arsenescu-Werner într-un al treilea rol complet diferit de celelalte două în care am văzut-o până acum. Ceea ce mă face să spun și să afirm cu cea mai mare încredere că este una din foarte puținele actrițe pe care le-am întâlnit, pe care le-am cunoscut, pe care le-am văzut, care este cu adevărat cameleonică și se schimbă de la un rol la altul, reușind să își păstreze seriozitatea și profesionalismul de fiecare dată cu fiecare personaj creat. Mihaela Arsenescu-Werner este una din actrițele care îmi va rămâne în suflet pentru totdeauna, de care îmi voi aminti cu plăcere în toate rolurile pe care am văzut-o, în care am văzut-o și pe care pe dumneavoastră vă invit să o vedeți. Merită să faceți un drum la Iași, în primul rând pentru aceste spectacole minunate și în al doilea rând pentru a vă bucura de personalitatea extraordinară a Mihaelei Arsenescu-Werner. Așadar, mergeți la teatru, mergeți la Iași, veți descoperi spectacole interesante. Până data viitoare, nu uitați că teatrul și arta vă fac oameni mai frumoși, oameni mai buni. A bon entendeur, salut!